La încheierea misiunii diplomatice în România, ambasadorul Republicii Macedonia la București s-a întâlnit cu prea fericitul părinte Daniel, patriarcul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul întrevederii de la reședința patriarhală, diplomatul a mulțumit pentru primire și a amintit bunele relații statornicite între cele două țări, unite în primul rând prin credința ortodoxă. Prefericitul părinte patriarh Daniela a apreciat relațiile dintre cele două popoare majoritar ortodoxe. De asemenea, a subliniat oportunitatea cunoașterii reciproce mai aprofundate și a intensificării legăturilor culturale prin intermediul pelerinajelor organizate în Republica Macedonia de Agenția de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române și a pelerinilor din Republica Macedonia care vizitează mănăstirile și bisericile reprezentative din România. Ba, Daniel. Întâlnirea de astăzi cu Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a fost un motiv de bucurie pentru orice creștin ortodox, cu atât mai mult pentru macedoneni, cei care păstrează și protejează tradiția creștin-ortodoxă. Relațiile bune între popoarele român și macedonean durează de foarte mult timp. Mulți macedoneni au venit în România de-a lungul timpului, iar ceea ce se întâmplă astăzi e încă o piatră la temenia legăturii dintre cele două popoare. Este minunat sentimentul când, în poziția de ambasador, departe de casă, te simți ca acasă. Mulțumim Bisericii Ortodoxe Române și poporului român pentru toată susținerea pe care o dau poporului macedonean și Bisericii Ortodoxe din Macedonia. Patriarhul României consideră că schimburile culturale dintre cele două popoare pot contribui la evidențierea mai pregnantă a valorilor creștine comune în contextul lumii secularizate de astăzi.